Sunt foarte multe restricții și limitări impuse de niște entități care nu sunt din domeniu. Adică politicieni care zic trebuie să facem, dar nu spun cum ar trebui făcut și nu dau o direcție. Și așa părerea mea ca umil privitor este că e un puș fanatic care n-ar trebui să fie. Și asta polarizează lumea. De asta e zis și atâta gâlceavă pe internet. Întotdeauna electricele sunt numite petarde, mașinile diesel sunt numite cotețe și sobe, uneori pe bună dreptate în ambele cazuri, dar cred că dacă ar fi mai multă înțelegere și documentare, ar fi lucrurile puțin mai clare pentru toți și acceptată situația mai bine. Dar, ca să închei, eu unul personal nu cred într-o electrificare totală, dovadă că încă se dezvoltă motoare termice la toți producătorii. Personal folosesc acest model, care are aproximativ un an de folosință. Am mai avut un desen identic format pe care l-am folosit vreo 2 ani și am zis că să trec pe unul mai nou pentru că ăsta are ața cusută în culoare și logo-ul acesta vizibil. Aceste portofele sunt făcute cu o piele de calitate. Este piele naturală, așa că un buletin precum este acesta poate fi băgat aici fără probleme și de asemenea orice tip de card, fie că înseamnă card bancar cum este acesta sau permis de conducere, cărți de vizită, card de sănătate, badge-uri de acces, pot fi băgate fără probleme în aceste buzunare și foarte important, cusătura este cu autostrângere, adică nodul e făcut de așa natură încât este imposibil să-l desfaci și n-ai cum să aplici toată ta forță pe astea încât să se rupă. Adică ăsta mi se pare cel mai practic dintre ele de zi cu zi, pentru că încape buletin, încap bani, încap carduri și este foarte compact, adică îl vedeți față de o palmă normală cam cât de mare este. Bienvenidos a Barcelona pe limba locului, mă aflu în Spania la un eveniment de lansare pentru noua gamă de produse Iveco, la invitația celor de la Iveco România, de la care am mai prezentat niște vehicule interesante, lansări diverse și ei și-au reîmprospătat gama pentru anul 2024 și mai departe, cu toată seria completă, de la transporturile ușoare, să le numim așa, ocupate de Iveco Daily, segment de tonaj între 3,5 și 7,2 tone, pe urmă Iveco Euro Cargo, segment de tonaj de la aproximativ 6 și un pic spre 7 până la 18 tone și segmentele de transport greu, care sunt reprezentate de capete tractor și variante rigide, numite de exemplu S-Way, fostul Stralis este numit așa. Există și variantă Stralis, care e cumva model mai vechi și are generația mai veche de motoare cursor. Cabina X-Way, nu S-Way cum este aceasta, care este puțin mai mică, dar camionul poate fi setat să aibă și aplicații de drum greu, să spun așa, cu anvelope diferite, sisteme de frânare puțin diferite și detalii de șasiu. Iar variantele de off-road sunt cele numite T-Way, care sunt fostele tracker, adică basculante sau cu sistem articulat sau rigid, care sunt făcute pentru aplicații de mină, de exemplu, sau nu știu, teren off-road, nu pe șosea publică și de aceea au alte sisteme de punți, de suspensii, chestiuni din astea de detaliu. Și toate aceste game conțin sisteme de propulsie moderne, pentru că vorbim despre motorină, vorbim despre CNG sau LNG, care este gaz metan natural, însă în formă comprimată sau în formă lichefiată, și vorbim despre electric. Și toate aceste vehicule, în afară de Euro Cargo, vin cu variante electrice, respectiv Daily și cu S-Way. Ce e interesant de văzut este că o să apară și un prototip pe hidrogen, pe principiul pilei de combustie, deși în grup există motoare alimentate cu hidrogen, pe sistem termic. Acel prototip însă are niște chestiuni interesante pentru că folosește baterie, o mașinărie electrică, doar că metoda de obținere a acelui curent este pe bază de pilă de combustie, nu neapărat de stocare într-o baterie masivă, are o capacitate a bateriei mai mică decât un model pur electric. Și toată gama asta de motoare divers, o să încerc să o acopăr astăzi. Am tras tot felul de cadre la acest eveniment pentru că ieri a fost o zi plină, am văzut de aproape toate variantele de camioane și acum este un contact mai direct cu ele unde ne putem și urca în ele să vedem, să arătăm una alta. Chestia este că au făcut o chestie de marketing foarte mișto, au făcut o colaborare cu celebra formație Metallica, care le-a compus și o melodie pentru acest eveniment și pentru lansare și anumite camioane pot fi văzute cu un live din acesta cu Metallica, chiar scrie pe partea de bot a camionului, arată foarte bine și ele sunt complet renovate, chiar dacă poate estetic par asemăna cu ce a fost înainte și complet renovate tehnologic pe partea asta de axe, transmisii și mai ales pe motor, pentru că vorbim de motoarele astea Cursor X
care sunt variantele de 6 în linie de la 9 la 16 litri, însă pe camioane se pun cele de 9, 11 și 13 litri, parte din ele având și configurații pe CNG, care sunt, repet, convertite pe ciclu Otto. În loc să aibă sistem de injecție directă, în locul injectoarelor se montează bujii cu bobine și injecția este transformată în multipunct și se scoate pompa de înalte. Ele pot fi alimentate cu gaz metan stocat sub presiune comprimată sau sub rezervor din acela cu lichefiere prin criogenare, dar diferă metoda de alimentare, însă final ce ajunge la motor este absolut la fel. Și o să încerc să structurez cumva în ordine, pentru că le vedem aici în peisaj pe toate, și o să fie un episod mai scurt, fără povestea mea de rigoare. O să spun foarte pe scurt, Iveco este o companie care este numită așa pentru că e un acronim, Industrial Vehicle Corporation, are și o siglă nouă acum pe care o putem vedea în cadru aici, și este o companie formată în aproximativ 1974-75, care uniune a unor branduri din Italia, Germania și Franța. Și ei au capitalizat pe chestia asta de reuniune pe o bază de Fiat. Fiat Vehicoli Industriali a făcut foarte multe camioane celebre, cum a fost 682UN, cu care au cucerit la propriu Africa, unul dintre cele mai robuste camioane făcute vreodată. Au făcut trenuri, de exemplu, foarte multe mașini clasice de teren, dar și mașini de pasageri. Și la un moment dat au unificat aceste afaceri, pentru că practic familia Agnelli este cea care deține tutela tuturor acestor afaceri, însă în 2022 Iveco s-a listat separat la bursă și când au început ei această existență, să spun așa, au început să facă și motoare. Celebrele Iveco T, pe urmă au fost seriile Eurotech, Turbotech, Turbostar, unul din primele camioane supraalimentate cu sistem V8 de motorizare și peste 400 de cai. Asta se întâmpla undeva la început de sfârșit de anii 80, început de anii 90 și foarte important de văzut că toată familia Fiat a investit foarte mult în alianța asta Case New Holland. Pentru că fiecare din acele mărci celebre, New Holland, Case, Steyr, Tractor, Magirus, Iveco, Astra Bus, Huliez și toate astea, au fost comasate în această alianță și la un moment dat Fiat Industrial a venit cu ideea de a tutela un fel de alianță dintre Case și New Holland. În 1999 a luat naștere grupul CNH Global, iar Fiat Industrial a luat naștere ca o entitate separată care a fost gândită să separe afacerile grupului pe parte de comercial versus cele de autoturisme. Și au fost convertite acțiunile. Și la un moment dat Fiat Industrial a integrat și grupul ăsta CNH Global și a devenit ce astăzi se numește CNH Industrial. Însă, repet, în 2022 Iveco s-a listat separat la bursă și folosesc în continuare aceleași motoare FPT și e drăguț că Daily este un produs care derivă din alianța Sevel, Societatea Europeană per Vehicoli Legeri, care este o firmă fondată la origine de către Fiat și grupul PSA împreună cu participare de la Alfa Romeo și OM, oficine mecanice, care are o fabrică la Suzara, unde se fabrică în continuare Iveco Daily. Și pe baza aceasta a dubelor Sevel, au luat naștere Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroen Jumper și Peugeot Boxer. Pentru acele dube, motorizarea a fost făcută de către o alianță numită SOFIM, Societa Franco-Italiana per Motori, făcută de Saviem, Alfa Romeo și cu cei de la Fiat. Și așa au luat naștere toate vehiculele astea pe care le vedeți în peisaj și pentru că anumite motoare au 4,5 și 6,7 litri de 4 și 6 cilindri, dacă ne uităm atent la cum arată motoarele și specificațiile, ne vom da seama că motorul Cummins din seria B este de fapt un motor care a continuat mai departe sub forma asta de NEF și Tector. Sunt niște diferențe între ele pe alezaj cursă minore, dar în linii mari este aceeași familie de motoare cu aceeași construcție modulară. Pe exterior arată toate aproape la fel. Și cam asta a fost povestea de introducere, ca să înțelegem de unde știu italienii atât de bine cu aceste camioane. Au făcut serii întregi de camioane celebre, pentru că vorbim de Stralis, Eurocargo, Eurotech, Turbotech, Turbostar, toate nebuniile alea care au motorizat efectiv Italia, pentru că la început camioanele erau aspirate natural. Iveco prin FPT a patentat foarte multe chestii precum injecția directă, injecția cameră, supraalimentarea care a apărut la DAF, dar ăștia au pus o masă și este interesant de văzut că prin profilul de drum al Italiei, foarte multe dealuri, au avut nevoie de putere, așa că de-aia au avut ideea de a face această supraalimentare. Aici în peisaj avem un camion electric care se numește S-E-Way, este
ceea ce în trecut ar fi trebuit să se numească Nikola 3. Nikola a fost o companie care a avut o idee interesantă, dar n-a dus-o bine până la capăt. Poate ați văzut acel documentar despre festivalul Fire, inițiat de un individ american, care n-a putut să ducă proiectul la bun sfârșit și a avut niște probleme în instanță. Cam așa a fost și cu Nikola, o companie care n-avea absolut nicio treabă cu FPT, cu Iveco, a avut o idee, i-au investit în acea idee, doar că la un moment dat nu a fost posibilă materializare. Și atunci au ales ca acel proiect să se numească în continuare SE Way, adică să nu mai conțină termenul ăla de Nikola, și tehnologia electrică este dezvoltată 100% de către FPT, Fiat Powertrain Technologies, împreună cu partenerul Bosch pentru partea de motoare electrice și e-axle, așa cum folosește el. Și este deci un produs 100% Iveco, nu mai are nicio treabă cu acea alianță, pentru că am tot văzut în presă o grămadă de chestiuni. Ăsta este un camion care are un motor cu o axă numită 840 pe cod. Ea are posibilitatea finală de 840 de cai, dacă mi-aduc bine aminte, însă aia este o putere de vârf. Puterea nominală constantă este undeva în jurul a 600 de cai. Are mai multe pachete de baterii care trec de 700 de kW capacitate. Kilowatt-oră, și asta înseamnă o autonomie de aproximativ 500 de km dată în peisaj real. Și cabina și formatul camionului sunt exact ca S-Way, numai că evident sunt niște modificări structurale, pentru că acest tir nu are motor diesel, nu are transmisie, ambreiaj, nu are cardan, pentru că motorul se află în spate. Și așa că sub cabină ce vei vedea este toată partea de logistică, pompe de căldură, partea de răcire, încălzire, antigel, atât pentru baterii electrice, cât și pentru partea de cabină interioară. Și aici poți vedea diversele rezervoare de antigel. Se păstrează stilul clasic de anexe electrificate, pentru că, de exemplu, camionul are în continuare o servodirecție, doar că ea nu este hidraulică antrenată de un motor termic, ci este electrohidraulică, adică aici ai un rezervor de servodirecție și conductele efectiv care duc la caseta de direcție sunt alimentate din acel rezervor, însă, să zic așa, antrenarea efectivă a sistemului este pe bază de pompă electrohidraulică pe care o vedem aici în acest peisaj. Pe urmă sunt felurite pompe pentru sistemul acesta de antigel, care răcește și încălzește atât habitaclul, atât partea de electronică, pentru că sunt foarte multe invertoare, convertoare, care iau, de exemplu, puterea de încărcare de curent continuu de 350 kW și o varsă direct în baterie, dar trebuie răcite. De asemenea, la priză Type 2, el se va putea încărca cu mufă din asta clasică, și asta presupune existența unui încărcător de bord care transformă curentul continuu din rețea în curentul alternativ din rețea, îl transformă în curent continuu pentru baterii și este metoda preferată de încărcare și cea mai ieftină. Nu intru în detalii despre calcule, pentru că astea sunt niște chestiuni pe care și le fac transportatorii. Este vorba de total cost of ownership. Cât costă să rulezi per total cu această mașină, cu tot cu achiziție și mentenanță? E clar că sunt niște calcule, firmele de transport știu mai bine chestiile astea, rolul meu aici să arăt tot felul de detalii tehnice. Așa că avem invertoare, convertoare, avem sistemul de 12 V al camionului, care este necesar, și cel de 24, pentru alimentarea electronicelor, farurile, interiorul, siguranțele specifice care guvernează sistemul de voltaj de tensiune înaltă, sunt gestionate de acest sistem de joasă tensiune care are și o baterie proprie. Deci implicit ai nevoie de un convertor care să coboare voltajul. Calculatoarele pe partea asta de lateral de aici, suspensia de la cabină care este pe bază de perne de aer, se poate vedea în partea asta de aici, și cam asta este zona capsulată. Aici se poate vedea de asemenea suspensie pe foaie de arc, pentru că sunt variante care pot avea și suspensie pneumatică sau suspensie cu foaie. Evident, frânele sunt de asemenea asistate pneumatic, dar compresorul de aer pentru frâne este alimentat electric, pentru că nu avem un motor diesel în acest sens. Direcția hidraulică cu barele astea care antrenează întâi indirect roata de aici și pormă direct pe cealaltă. Și radiatoare în partea din față. Aici, de asemenea, se poate vedea suplimentarea această electronică, destul de compactă și ocupă locul unde ar fi fost motorul înainte. Și toată greutatea tirului este plasată mai jos, pentru că, în mod normal, un motor de 11-13 litri diesel are peste o tonă greutate, doar motorul fără transmisie. Aici, bateriile cântăresc, probabil, în jur de 300 și ceva de kilograme fiecare modul, și toată podeaua asta este plină de baterii, pentru că nu are cardan. Și aici se mai poate vedea un filtru din acesta, care cred că este cel de aer pentru desicant pentru frâne, iar mai departe în spate este toată transmisia.
Adică, practic, ai un e-axle, înseamnă faptul că axa spate, care este și cea antrenată, are două motoare. Diferența față de alți producători este că au mers pe principiul de a folosi o singură treaptă de deplasare, nu două. Actros-ul electric, de exemplu, are două motoare, dar are și două trepte pentru că au gestionat altfel motoarele. Ei sunt motoarele puțin mai mari și se ajunge la o eficiență sporită fără să ai nevoie de viteze, efectiv. Ai termofloturi pentru răcire, pentru că uleiul de transmisie din interior trebuie și el răcit, dar este răcit prin antigel, prin acel termoflot cum este cel micuț de acolo. Cabluri trifazate, motoarele sunt plasate unul în față și unul în spate și se poate vedea de asemenea partea asta de sistem de frânare. E destul de compact, nu-ți dai seama foarte mult de cum arată el efectiv aici, dar oricum am mai tras eu niște cadre separate cu asta și de la 22 la 44 de tone are partea asta de transport maximal, fiind masa totală maximă autorizată, nici de cum cât poate să transporte el efectiv. Am mai prezentat diverse alte electrice, uite, acum că tot îl avem aici, putem să-l vedem cu cabina pusă și să vedem așa orientativ cam cum este în interior. Cum arată normal și nu-ți dai seama că e un camion electric, chestia asta îmi place. Îmi plac de asemenea jantele de la Alcoa, Aluminium Company of America, cea care a făcut celebrele șasiuri Space Frame de la Audi. Este una din firmele care a patentat extrasul de aluminiu din minereu numit bauxită și fac pentru mai toți producătorii aceste jante frumoase care se potrivesc, nu știu, le vezi și pe Scania, le vezi pe MAN, le vezi pe Mercedes, le are și Iveco și e o tradiție în companie și e frumos că toți beneficiază de partea aceasta. Cabina este absolut normală, evident are acel sistem pentru autonivelarea axelor, adică în momentul în care te joci pe telecomanda asta poți să modifici nivelul de înălțime în funcție de cum e suspensia echipată, pentru că poți să ai pneumatic pe față, opțional, și pe spate, în general, majoritatea vin cu pneumatic, cel puțin la capetele tractor, și evident că fiind diferite tipuri de rating de tonaj, vei avea diverse ampatamente, mai multe tipuri de rapoarte de diferențial, o să explic și la partea de diesel cum e, și cabina este complet renovată. Ce au făcut mișto cei de la Iveco este faptul că au adăugat o suită de aplicații foarte bine făcută, care este practic un ecosistem, folosesc Amazon Alexa. Și e interesant că atât șoferul cât și managementul de flotă pot să administreze camioanele. Ai o aplicație pe telefon care, de exemplu, îți permite să schimbi niște profile. Tu ești șofer și ai o cursă astăzi pe un camion, mâine mergi pe altul. Tu când urci în el, deja el este setat pentru tine, pentru că îți cunoaște profilul. De asemenea, aplicațiile astea au partea de telematică integrată, în sensul în care, făcând monitorizarea unor parametri, se va observa faptul că poți să identifici când trebuie schimbat uleiul. Anvelopele sunt măsurate și li se calculează uzura prin senzorii de ABS și modul acesta practic îți dai seama că se poate rentabiliza afacerea cu aceste aplicații. Ai un set nou de ecrane. Toate funcționează pe un ecosistem nou care este integrat cu niște servere, arată foarte bine aplicația. Poți, de exemplu, ca manager de flotă să închizi, să deschizi camioanele, să programezi anumite operațiuni de update de software, chestiuni de genul acesta. Și dacă stăm să ne uităm la ecranele astea, ele au comenzile pe volan în partea aceasta de aici. Evident, pentru că grupul Stellantis, la bază, avem sistemul acesta U-Connect, care are comenzile pentru melodii, volum pe spatele volanului, eliberând toată zona asta pentru manevra ecranelor, de exemplu. Și de aici e zona de pilot automat, de unde poți să activezi tot felul de chestiuni, uite cum ar fi frânare generativă de aici. Lane assist, pilot automat, camere digitale, senzori diversi și ai pe partea asta manetele pentru semnal și în partea asta este zona pentru schimbătorul de direcție, că nu are viteze propriu-zis, și frânare generativă, adică acel retarder care acum este unul electric pentru că nu ai nevoie de așa ceva ca sistem. Schimbătorul de viteză este pe bază de impuls, frâna de parcare la fel și este interesant la cel termic că butonul de pornire este pus aici și în felul acesta poți să pornești camionul și să deblochezi frâna de parcare cu câte o mână diferită. Ai sisteme de conectivitate pe bază de cablu USB, există și conexiuni wireless, foarte drăguț arată acest ecran în partea de aici și la fel
pornirea ștergătoarelor se face din partea asta de aici și mi se pare că arată chiar drăguț din punctul ăsta de vedere. E foarte bine setat. Așa că putem vedea și scaunele într-un sistem din acesta italian clasic, par a fi făcute în stil recaro, o mochetă destul de plăcută pe jos, în partea asta comenzi suplimentare pentru climatizare și partea de confort, adică deschiderea geamurilor, atrape electrice, patul este cu sistem suprapus și poate fi reglat din aceste prinderi. De asemenea, aici există o saltea, diverse spații de depozitare, unde poți să ai, de exemplu, frigider, suporturi de pahar, chestii de confort, repet, și astea sunt chestiuni care pot fi configurate opțional. Spații de depozitare în partea asta de aici, care au evident și iluminare interioară. Mi se pare un interior destul de bine făcut. Merge pe principiu practic, economic. Nu este un camion de lux care să aibă cine știe ce cusături din piele, dar uite că totuși bordul este învelit într-un material sintetic stil piele și chiar arată bine. Adică au renovat toată această consolă. Scaunul cu cotierele separate pe partea aceasta și cam atât în linii mari. E o cabină destul de luminoasă, am putea spune. Tahograful în partea de sus, cu toate siguranțele acestea specifice, geamurile. Recunosc controlul acesta, Jeep-ul mai folosește pentru sistemul de tracțiune integrală de la Cherokee, care are și blocant, deși are motor transversal. În partea aceasta, la pasager, de asemenea, este destul de mult loc. Ai și port USB și suporturi de pahar, detalii diverse. Și undeva aici, dacă țin bine minte, era o măsuță. Se poate deschide, se reglează diverse chestii, cam atât despre acesta. Mi se pare un interior interesant și are niște accente de simulare de lemn pe aici, chiar arată bine. Inclusiv podeaua asta pare a fi dintr-o mochetă, dar de fapt este un plastic interesant și asta îl face ușor de întreținut, de spălat. Spații de depozitare și pe lateral, scaunele evident au reglaj pentru încălzire, sistem pneumatic cu clapele astea pentru diverse reglaje și asta înseamnă un standard deja în industrie, nu pot să spui că e ceva care nu e acoperit de acest camion. Încărcătorul wireless este aici pe bord și în funcție de mărimea telefonului îl poți pune și așa, dar și așa. Interesant e că e ferit de soare pentru că nu răsare de aici și evident că și la curbe stă mai bine prins. Următorul în gamă este Daily, pe care l-am prezentat pe canal foarte în detaliu. Este un vehicul de transport aflat la 6-a generație, practic 5 facelift, cum ar veni, care are pe parte de diesel motoare de 2,3 și 3.0, 4 cilindri, din seriile F1A și F1C. Motoarele sunt common rail. Diferența între ele este evident de putere și litraj, dar și de structură internă, pentru că F1A-ul are distribuție pe curea cu un lanț secundar, iar F1C-ul este distribuție integrală pe lanț. El are o singură turbină cu diverse tipuri de geometrii, controlate ori pneumatic, ori pe bază de geometrie variabilă, cu motoraș electric și vei vedea puteri între aproximativ 120 și 207 cai. Și poți avea variante, de exemplu, care se suprapun. Motorul de 2.3 este până la 156 de cai, cel de 3.0 pleacă de pe la 160 de cai, se duce mai departe. Așa că poți să ai tonaj de la 3.5 la 7.2 tone. Ți se indică puterea aici în cai putere și vei vedea și faptul că are suspensie pneumatică adaptivă pe toate cele patru roți cu moduri de setare din punctul ăsta de vedere și de asemenea linia asta roșie îți indică faptul că ăsta este un motor de 3 litri, fapt care este indicat totuși de putere, că cel de 2.3 nu are acest rating de putere niciodată. Dar dacă vezi scris 160 și dungă de culoare argintie, este de 2.3. Dacă vezi 160 și dungă roșie, înseamnă că este motor de 3 litri. Puteți să revedeți prezentarea respectivă, acum acces pe ce înseamnă partea asta de interior. Au recreionat puțin aspectul, culorile care au un nume interesant. Există niște variante de presă, așa, care au fost numite Tigrotto și sunt bazate pe șasiul acela de 4x4, care e mult diferit de acesta pentru că are casetă de transfer cu diferențiale, cu totul alt sistem. Și în partea de aici, dacă ne uităm la cabină, noutatea este că pe la toate gamele mai puțin
S-Way, a apărut varianta aceasta de volan puțin mai mic și un bord complet digital cu un ecran de asemenea reproiectat, moduri diverse de condus pe partea aceasta de aici, selectorul pentru transmisie care este un ZF 8HP și transmisia asta mai e pusă într-un loc interesant, reglajul pentru faruri, proiectoarele, hill start controlul acesta și ăsta este sistemul de traction control, iar partea de aici înseamnă conectivitate auto și arată foarte bine, ecranul răspunde ușor, are o grafică destul de ușor de citit. Evident, setările de climă sunt ușor de făcut pentru că ai controller rotativ clasic și chestia asta e plăcută. O poziție foarte bună la volan și dacă stăm să ne uităm, tot așa, sistemul clasic Uconnect, care are controllerele de infotainment și pe spatele volanului, ca să elibereze partea din față. Pilot automat, în partea aceasta, evident, vedem că este adaptiv de la reglajul de distanță, iar ecranul acesta are diverse chestiuni care pot fi calibrate, doar că trebuie să închid un pic ușa ca să se închidă zona asta de aici, așa că ai diverse meniuri care pot fi setate, sus, jos, uite, poți să schimbi, de exemplu, afișaje să-ți arate diverse chestiuni de consum, e o grafică, zic eu, destul de bună. Vehiculele se află într-un mod de demo acum și nu sunt toate funcțiile disponibile, dar oricum, când vor apărea ele în România, o să apară diverse chestiuni pe detaliu pe acolo. Și aici, uite, de exemplu, poți să setezi ce ține de bord. Dacă ai de asemenea diagnosticul ăla care ține de aplicația aia pe care am menționat-o mai devreme, poți să pui harta inclusiv pe zona centrală a acestui bord, ceea ce mi se pare interesant. Și oricum, nu o să intru în fiecare meniu din ăla să vă arăt. Ce am vrut să arăt este că e un bord complet nou, care are foarte multe detalii din astea schimbate de grafică. De asemenea, bordul ăsta a fost puțin modificat aici și mi se pare că și scaunele au primit niște tapițerii noi pe acolo. Nu are în zona aceasta laterală o consolă, așa că poți să treci dintr-o parte în alta fără probleme. Scaunul este cu cântar și e sistemul acesta de valvă rotativă care îți permite o greutate între 40 și parcă 100 și ceva de kilograme. O reglez după bunul plac. Volanul de asemenea este reglabil pe mai multe profile și asta este varianta electrică în cel mai lung format, care poate să aibă până la 145 de kWh, adică ai 1, 2, 3 sau 4 pachete de baterii de 37 de kW fiecare, kWh, și de asemenea o axă spate electrificată, dar într-un mod interesant, pentru că dacă te uiți, puntea spate acestui vehicul este standard, clasică, adică are diferențial, este exact același tip de punte ca pe Iveco-ul normal, însă ce este interesant că acest cardan mic nu mai duce la un motor termic și o transmisie, ci duce la un motor electric, dezvoltat împreună cu cei de la Bosch, dar conceptul general e făcut de FPT. 140 de kW, adică 190 de cai și 400 de Nm, un motor trifazat cu magneți permanenți, adică setup clasic, bateriile au cam 260 de kg fiecare și sunt precondiționate, sunt răcite. Asta înseamnă și acces la port de încărcare pe partea asta dreaptă de aici, iar frânele sunt în funcție de situație, de exemplu acesta, pentru că este un vehicul comercial din acesta mai mare, are niște frâne cu actuator clasic, adică el fiind mașină la bază, este, nu e camion în sensul acela de frâne pneumatice, nu are nici pe varianta termică, nici pe cea electrică un booster diferit. E unul convențional cu vacuum. În cazul de față este cu frânare regenerativă și asta înseamnă că mai mult se folosește varianta asta de decelerare a motorului electric cu sistemul clasic de retarder și aici putem să vedem ce diferență de lungime ai între un șasiu mai scurt și unul mai lung. În funcție de tonaj le diferă și grosimea șasiului și numărul de foi de la suspensii, grosimea barei antiruliu. De asemenea pot fi echipate cu suspensii pneumatice cum este acela, care au perne și nu mai au aceste foi de arc pentru că sunt înlocuite de perne, doar că sarcina grea tot timpul va merge pe foile astea clasice de arc. Frâna este pe bază de pompă de vacuum electrică pentru că pufăie și se aude un motoraș în partea din față. Și diferența de comenzi este puțin
nu e atât de mare, adică ăsta este un model pur electric, nu termic, și vei vedea faptul că maneta arată la fel, modurile arată la fel, bordul este absolut identic, doar că nu mai e un turometru convențional, este doar un vitezometru și îți arată evident partea de autonomie baterie. Acolo în rest este absolut aceeași cabină. Acesta este de 7,2 tone. Iar aici, în peisaj, este deja familia mărită, să spun așa. Este vorba de modelul Eurocargo, care are niște tonaje de până la 18 tone și asta înseamnă segmentul mediu, cum ar veni. El vine cu tot felul de tipuri de configurații. Foarte interesant este că pe variantele diesel, astea au niște motoare numite Tektor, care nu sunt înrudite oficial cu cele de la Cummins serie B, ci NEF-urile sunt. NEF-ul este un motor care este pus însă pe agricultură, nu pe drum public. Și NEF-ul ăsta New Engine Family, tot 4,5 litri, 4 cilindri sau 6,7 litri, 6 cilindri are. Însă e interesant că acest Tektor aici este cumva făcut pentru aplicațiile de stradă și are ori cutie ZF8HP pentru aplicațiile normale, cel puțin pe 4,5 litri, unde ai până la 1000 de Nm cuplu, însă la aplicațiile heavy duty, cum este acesta, ai o cutie de la Allison, care are un sistem din acesta de retarder adăugat în spate. Este cutie cu convertizor, care însă poate să meargă la pas foarte mic, adică suportă un rating de cuplu mult mai mare decât poate ZF8HP. Adică e interesant să vezi pe motoarele alea atât de mari, cutii care, în mod normal, se pun și pe un, nu știu, BMW seria 1 cu 8 trepte tracțiune spate. Și aici vedem un setup convențional, adică avem motor, transmisie, retarder, răcitorul acela pentru retarder, pentru că se încălzește în momentul în care frânezi cu maneta respectivă, un cardan și în partea asta grupul, care are niște prinderi suplimentare în funcție de ratingul de tonaj. Brațul acesta poate sau nu să fie prezent, din câte am văzut, și evident diferă. Aici avem deja frâne pneumatice. Fac menționa că la motorul de 4,5 litri și setup-ul de până în 12 tone, ai frâne cu booster clasic pneumatic, pe când aici sunt frâne pe aer, exact ca la camion, adică diferă foarte mult detaliile astea. Barele antiruliu de asemenea poate să fie puțin mai voluminoase, anvelopele, toate detaliile astea. Și o chestie care îmi place la aceste camioane este faptul că nu folosesc tehnologia EGR și nici filtrul DPF cu regenerare activă. Filtrul DPF are doar regenerare pasivă și folosesc o tehnologie suplimentară de AdBlue, care nu s-a dovedit a fi una problematică, însă ce e important de reținut este că motorul merge cu aer curat, nu are EGR, nu are depuneri și combustia este ținută din niște parametri din ăștia clasici. Pentru diesel este un motor pe injecție clasică, cameră, el cam 2000 de bari, care dezvoltă în setup-ul ăsta de 4,5 litri începând cu 160 de cai, dacă mi-aduc bine aminte, și se duce până la 320 de cai pe versiunea de 6,7 litri. Ăsta, în schimb, nu este unul diesel, pentru că putem vedea rezervoarele de CNG, care sunt plasate în partea asta de sus și implicit ai nevoie de un retarder puțin mai puternic, deoarece nu are o compresie atât de puternică acest motor și nu poate să genereze o frână de motor interesant puternică. Și la partea de acces, deja este camion și să știți că nu este pentru Anglia, ci este un camion pentru servicii municipale, cum ar fi, de exemplu, acelea de măturat. Și atunci tu trebuie ca șofer să stai la trotuar și de asta au volan pe dreapta. Deci ele sunt făcute pentru piețele cu volan pe stânga și circulație pe partea dreaptă, doar că cine ține minte camioanele Faun poate și aduce aminte că aveau chiar două volane. Aici poți să vezi ratingul de putere, partea de tonaj și faptul că este pe CNG. Aici putem vedea de asemenea reglajele pentru scaun, care sunt ușor de folosit, că sunt tactile și sunt destul de scobite. Telecomanda pentru reglaj de nivel și aici, în mod ciudat, volanul invers, evident, este un volan nou și putem vedea că are butonul de pornire situat aici. Exact ca la manetinoul acela pus pe vehiculele din grup, cum ar fi Alfa Romeo sau Ferrari. Și putem vedea, ceea ce eronat spun unii că ar fi schimbător, nu. Asta este frâna de parcare, care este pneumatică și blochează practic etrierele. Este frână de tip Westinghouse, că motorul este oprit.
lipsa vacuumului face ca etrierele să fie acționate și în momentul în care pornești motorul, sistemul acela pneumatic degripează etrierele, să spun așa. În zona volanului putem vedea de asemenea pe spate comenzile specifice de control aici. În partea asta, zona pentru ecrane, ai posibilitatea de a seta, de exemplu, un cruise control care să ia în calcul pantele și rampele, deci știe să adapteze mersul pilotului automat. Condusul autonom deja este la alt nivel decât era pe vehiculele mai vechi și ai de asemenea sisteme de frânare automată, lane assist, partea de blind spot, adică dacă schimbi banda și nu ești atent, poți să schimbi banda cu impuls la unele modele pentru că au tot felul de valori din acestea suplimentare. Ecranul acesta e pus la vedere, chiar dacă e puțin mai sus, mie îmi place că obturează senzoria și nu-i vezi, pentru că ei trebuie să vadă înainte, dar ideea e că are un aspect așa mai estetic. Climatizarea simplă, în partea asta este de asemenea un sistem din acesta de spații de depozitare care poate fi deschis, operat de aici, iar volanul poate fi reglat în multiple poziții, este cu mișcare din aceasta clasică, aici de asemenea butoanele pentru navigare prin meniu, ca ai de exemplu vizibilitate pe partea asta de informații, poate să-ți măsoare presiunile, starea anvelopelor pentru că folosește valorile acelea detectate automat, tahograful, muzica, setări pentru vehicul, partea de funcționare pentru motor, temperaturi, presiune, asta o folosește și Jeep-ul, de exemplu, recunosc de acolo entitatea asta de grafică și mi se pare că este, are un aspect fresh, cu mulțumită acestor ecrane și fără să fie, nu știu, într-un stil din ăla prea tehnologizat, butoanele sunt tot timpul acolo, nu e greu de folosit. Aici, de asemenea, vei vedea ștergătoarele care sunt plasate invers, că și volanul este pe dos. Și în partea aceasta este comutatorul de direcție. Asta chiar este un schimbător, pentru că avem o transmisie clasică. Deci ai punctul mort așa, dacă rotești în partea asta, este drive și marș arier și în partea de aici este retarderul. Și dacă dai impuls plus minus, schimbi viteza sau treci pe anumite game de funcționare care îți permit un control manual al transmisiei. O chestie interesantă pe care am văzut-o la camionul Tracker, de fapt la T-Way, este faptul că are o transmisie 4x4 cu sistem hidrostatic, adică axa față poate să fie antrenată într-un mod hidrostatic, ca printr-un convertizor și la nevoie motorul se poate deconecta de întreg traseul de transmisie și mașina poate fi propulsată exclusiv hidrostatic, exact ca una cu cutia automată la pas mic. Și asta înseamnă că nu are acele șocuri, scuturături când vrei să parchezi la rampă sau să cari o sarcină la deal cu viteză foarte mică și vrei să ai o anumită precizie. Mi s-a părut interesantă chestia asta. Și este un sistem semi-permanent de tracțiune integrală, controlat vâscos. Este exact un vâsco cuplaj, în stilul oarecum al unui convertizor, cu niște plăcuțe interesante. Iar aici este capul de serie, camionul S-Way, care este pe motorină și în funcție de ce vezi pe ușa aici, poți să-ți dai seama ce motor are. Pentru că 580 de cai, el pleacă de la 360 de cai pe 9 litri și continuă până la 580 de cai pe 13 litri. Este nou motor Corsor 13X, care are un arbore cu came situat în zona superioară a chiulasei, dar nu deasupra valvelor și este cu două, cu sistem de tije din acestea culbutor. Are frână pe decompresor, frână pe evacuare, injecție common rail la 2000 de bar, 6 cilindri în linie, distribuția este pe pinioane și situată la spate și în funcție de clasă le poți configura pe vreo 4 tipuri de lungimi. T-Way-ul este pe vreo 8 sau 10 lungimi. De asemenea, ai posibilitate de 4x2 și 6x2 în mai multe configurații. Capul tractor acesta nu este 4x4 și are aici la vedere senzorii aceștia pe care îi poți vedea, mai multe tipuri de cabine, 3, care au diverse volume interioare și înălțimi. Și chestia asta depinde de nevoia fiecăruia, adică evident că nu-ți vei la un camion cu cabină de cursă lungă dacă tu faci livrări municipale, de exemplu. Poate nici nu-ți vei lua un asemenea camion dacă faci drumuri mai scurte, așa că vei merge pe o configurație mai mică până la urmă. Și chiar e, se poate vedea diferența dintre ele. Structural sunt același camion, doar că ăsta are șasiul mai înalt, iar cel de acolo este mai jos. Diferă de asemenea anvelopele, raportul de transmisie și profilul anvelopelor și partea de balon sunt diferite. Jantele de asemenea au alt format.
butucul nu este cel cromat, rezervoarele sunt plasate în, să zic, ușor altă poziție și ăsta este șasiu, pentru că vine cu, mă rog, e șasiu cu articulare, dar nu are aceste capace pe care le putem vedea și niciunul, nici altul nu au sistemul acesta clasic de egherere, pe care mi se pare o raritate în lumea de astăzi. Tehnic este identic motorul și ai parte de o transmisie de 12 trepte cu ambreiaj controlat pneumatic, însă la T-Way ai posibilitatea și unei cutii de 16 trepte controlate mecanică, să zic așa, care este pentru aplicații de drum greu, să zic așa. Ce mai au interesant, prize de putere, hidraulice, de exemplu, cum sunt cele din spate, care pot alimenta diverse ansambluri rotative, elemente din astea, cum ar fi pompe, cardane, generatoare, iar la daily ai posibilitatea să vezi PTO electric, de până la 50 de kW putere, ai mai multe tipuri de prize de putere, care presupun existența a încă unui motor electric pentru treaba asta. Și aici, de asemenea, se pot vedea elementele astea de cuplaj pentru remorcă. Îmi place că folosesc cromul destul de mult, rezervorul de AdBlue este pe lateral, la fel și cel de motorină în spate acolo, iar aici, dacă ne uităm, putem vedea, de exemplu, răcitorul acela de la sistemul de transmisie. Este vorba de hidrostatul de la retarder, care necesită răcire și asta înseamnă că în frână tu nu folosești plăcuțele, ci se folosește acest sistem de decelerare montat la ieșirea din cutie pe partea de cardan. Ăsta este actuatorul pentru partea de ambreiaj și toată transmisia e montată longitudinal și în continuare este motorul cursor 13, care este cât o masă normală, foarte mare de altfel, iar aici se pot vedea niște spații de depozitare. Acesta fiind un camion normal, este cu volanul pe stânga și are exact același tip de interior precum am văzut la primul, pe variantă electrică, dar o să intru și eu să le văd totuși, dacă tot am ajuns aici. Îmi place asta, care o grafică puțin mai deschisă și niște accente din astea de carbon. Putem vedea și steagul Italiei. Ele sunt posibil de comandat și niște culori tematice care ne aduc aminte de celebrele modele Turbostar și de Magirus, care este partea de camioane de pompieri, de exemplu. Și are un interior mai deschis. Asta îmi place, că e un contrast plăcut aici. Se poate vedea exact același setup de cabină, dar ăsta e puțin mai drăguț, făcut cu iluminat ambiental. Și putem vedea că față de varianta electrică, ecranul este altfel încastrat în partea aceasta de aici. Sistemele de keyless entry sunt prezente pe daily, acolo unde trebuie să ieși și să intri destul de des, că e dubă de livrări. Pe când aici, odată urcat, conduci la drum lung și se presupune că n-ai nevoie de acest sistem. Iar în partea asta se poate vedea blocarea diferențialului spate la buton. T-Way-ul este și cu reductor. De asemenea, o noutate este faptul că au primit oglinzi electrice cu camere video, o chestie care nu-i gustată de toți șoferii, rămâne să vedem cum se va manifesta chestia asta în trafic, însă e interesant că această cameră e ușor accesibilă pentru a putea fi ștersă, de exemplu, de către șofer, ceea ce la unele camioane nu se poate face cât conduci. Și în principiu noaptea, știu că sunt anumite probleme de vizibilitate în sensul acesta. Îmi place mult cum arată designul ăsta interior și faptul că ai posibilitatea de pornire la buton. Diverse elemente pe partea aceasta pentru tipuri de claxon, goarne, nivelarea axelor, de asemenea controlul ăsta rotativ pentru lumini pe aici, cu posibilitatea de ridicare a axei suplimentare pe spate în cazul în care este montată, sistemele de lane assist, cruise control, luminozitate bord, traction control-ul din partea asta de aici, climatizarea de asemenea cu taste, aici sunt niște spații de depozitare, care au și capitonaș pe interior și se deschid destul de frumos, că nu tremură. Iar, de asemenea, bordul pe partea asta are toate sistemele astea ușor de reglat. Sunt însă destul de multe meniuri și butoane în care trebuie să intri ca să te formalizezi cu tot sistemul ăsta. Vedem. Există și un telefon conectat pe acolo. Se poate sta în picioare în cabină. Eu am 1,90 m și cred că aici sunt undeva la 2,20 m înălțime, dacă nu mă înșel. Un cuptor cu microunde, plasat interesant în acest spațiu de depozitare aici, care cred că este și alimentat. Uite, de ce e bine să ai și sistem pe
invertor cu voltaj mare și de asemenea patul aici cu un spațiu destul de mare, televizor în partea din spate și am văzut o chestie interesantă, scaunele la unele configurații se pot roti și automat patul poate să devină așa ca un soi de masă. Perdeluțe, evident, partea asta de iluminat ambiental aici. Masa este dintr-un material metalic și se poate plia cu totul și e foarte ușor de închis-deschis. Și cam atât. De asta să n-aveți nevoie niciodată, dar el trebuie să fie prezent. Vorba de ciocanul acela de spart geamul. Și în linii mari, ce să zic, cam asta este. Scuze viitorului șofer că am intrat încălțat, dar așa e la demo-urile astea. Cam asta a fost în linii mari ceea ce am putut să arăt astăzi. Am zis să fac puțin mai altfel, că n-aveam cum să fac toată povestea și nu-i cu test drive. Sunt multe modele, am putut să filmez și niște cadre drăguțe de intro, sper că le-a pus deja Cosmin peste. Și îmi place că l-au făcut să arate într-adevăr modern. Până acum în gamă, Renault, de exemplu, și cu Iveco aveau niște cabine puțin mai conservatoare. Cel puțin Iveco cu un volan nou, cu aceste ecrane care au o grafică destul de bună și un sistem de operare nou, care e bazat cumva pe cel de mașini și e ușor de folosit, cu o grafică plăcută, le-a dat un refresh, că n-au schimbat radical niște chestiuni din astea, doar că percepția, eu zic că va fi destul de bună, adică au un desen de mașină, pot să spun că așa ca linie de design, arată aproape la fel de bine precum este cabina de DAF XG+, de exemplu, care e un reper în industrie, foarte mulți șoferi au spus că e o cabină foarte reușită și accentele astea mici de personalizare pe care le vezi și pe vehicule Alfa Romeo, practic ăsta este un Alfa Romeo Super Stelvio, cum ar veni, și e interesant că au făcut și o versiune Abarth pentru așa, niște evenimente de marketing cu toată coloristica interesantă. Am uitat să arăt un detaliu foarte important. Există acest mecanism de blocare ca să nu fie permisă deschiderea ușii din exterior. Cam asta e. Să văd ce mai găsesc pe aici. Poate continuăm filmarea. La Daily mai e ceva interesant de văzut. Are o nouă cutie între scaune aici cu mufe de încărcare USB AC, cuprinderi diverse. Asta se și poate închide. Și exact sistemul ăsta este la Jeep-ul Avenger, pe zona de bord. Aici, de exemplu, are un termos din acesta cu un sistem electric și, de asemenea, spațiu de depozitare mare aici, care presupune deschiderea ambelor șezuturi și, de asemenea, zona asta centrală se transformă în măsuță, care are un sistem pivotant opțional, cred că nu este acum montat și aici, de asemenea, mai e un spațiu de depozitare suplimentar. Aceasta este aplicația de telefon care poate fi rulată atât de către șofer cât și de către administratorul de flotă, care, de exemplu, la sfârșitul zilei, dacă are în depozit, în depou mai multe camioane, poate să le închidă, fără să trebuiască să meargă cu cheia pe la fiecare și pentru că tot acest sistem de telematică verifică tot felul de parametri variabili, de la ulei, presiuni diverse, poate să raporteze faptul că un anumit senzor nu e chiar în parametri și că e recomandată o schimbare sau o recalibrare a lui, o chestie pe care, în mod normal, ai fi putut să o afli doar după ce senzorul dădea un cod de eroare. Așa că nu se mai ajunge la a merge în teste cu tester montat, hai să facem tot felul de detalii din astea. Și asta cred că va fi la toți producătorii și e neapărat necesară pentru că, până la urmă, toate aceste lansări presupun nevoia de eficiență. Nu se schimbă radical la modul este cu totul altceva, nu, sunt recalibrări foarte inteligent făcute, adică, de exemplu, motoarele nu sunt cu foarte mult diferite față de celelalte de acum, nu știu, un an, trei ani, cinci ani, doar că au devenit mai eficiente prin anumite măsuri, de exemplu eliminarea acestor filtre de particule foarte complexe a EGR-ului care este în scenă doar pentru S-Way cu CNG, care am văzut că are o asemenea clapă în anumite aplicații și mai mult este prezent la versiunile de litraj foarte mare în agricultură, nu pe șosea. De singurul diesel care folosește EGR complet este Daily-ul termic, care are motorul de 2,3 sau 3 litri și acela funcționează convențional, nu a fost schimbat atât de mult, pentru că oricum, probabil, viitoarele generații vor fi exclusiv electrice și atunci nu s-au mai axat pe a modifica mult acel motor, care oricum și-a trăit povestea, Sofim 8140, e probabil cel mai tare motor diesel comercial pe segmentul mic inventat, dar
bănuiesc că se vor concentra mai mult pe electric și atunci acolo, de aceea au renovat. Și e interesant de văzut faptul că electrificarea la camioanele mari nu presupune renunțarea completă la diesel, ci mai curând o să se treacă pe CNG din surse sustenabile, adică metan obținut din deșeurile acelea de la ferme, prin procedee clasice de fermentare, dar aia presupune deja o infrastructură. Și repet, totul este despre cât costă pe patron învârtirea roții. Roata trebuie să se învârtă cât mai mult și cât mai ieftin, despre asta este vorba. Și este conceptul acesta de total cost of ownership. Așa că cam aici zic eu că pot încheia. A fost un episod mai pe repede înainte, să zic așa. Am preferat să asimilez efectiv informația care o să mă ajute la prezentări viitoare ale camioanelor acestei mărci, pentru că am participat la, cred că, 5 sau 6 workshop-uri, plus un contact direct cu camioanele de aproape. Am putut să vorbesc cu ingineri despre motoare și ieri n-am putut să filmez în locul unde mi-ar fi plăcut să filmez, la o hală unde au făcut evenimentul de lansare, pentru că era foarte multă muzică, cei de la Metallica au cântat o melodie, dar nu live, a fost o preînregistrare, și acolo aveau foarte multe camioane cu aspect interesant, cu diverse culori, nebune, zurli, așa cum le putem numi, dar mă bucură că am putut să am interacțiunea asta directă cu acești ingineri și rămân la părerea mea că italienii sunt cam cei mai buni ingineri din domeniu automoto, când vine vorba de proiectările astea, și cumva japonezii sunt cei care perfecționează mai departe niște chestiuni, dar cam în rail a fost inventat de italien, de Fiat mai exact, distribuția variabilă, tot felul de mecanisme din astea care țin de aliaje, de sisteme de arbor cu came, toate vin din Italia și e clar că și camioanele astea nu fac excepție de la această regulă. Păi, cam asta a fost, sper că v-a plăcut, măcar că, na, dacă nu sunteți interesați de camioane, poate sunteți interesați de cum arată o cabină de camion înăuntru și îmi place să cred că am putut să ofer chestia asta prin cadrele filmate. Detalii tehnice, oricum, repet, când vor fi ele în țară, o să le iau la filmat și pentru cine vrea să vadă, există deja pe canal un Iveco Daily prezentat foarte detaliat cu tehnic, cu test drive, chestii de mult mai nuanțate decât ce am putut să fac aici. Sper că v-a plăcut și hai să ne mutăm în zona de comentarii. Și repet, nu sunt neapărat fanul electricelor. Le înțeleg însă menirea, dar ce îmi place că la segmentul comercial electrificarea este una cu un scop mult mai bine gândit. Adică nu e să te plimbi, e să faci bani. Și dacă concret te afli în situația de a putea încărca sustenabil aceste camioane, pentru că ai niște contracte negociate, ai panouri, ai linii de înaltă tensiune, ai niște planuri de afacere aprobate, că astea sunt planuri de afaceri, nu sunt camioane, evident că dacă roata se învârtește mai ieftin pe curent, chiar dacă tu nu ești fanul acestui sistem, ca manager de flotă sau patron, poate ar trebui să dai o șansă acestui sistem, dar mie nu-mi place fanatismul din jurul electricelor și nu cred că ar trebui făcut totul electric. Adică dacă dieselul funcționează și a funcționat atâta timp și uite, ăștia pot să-ți scoată Euro 6 fără DPF cu regenerare activă, asta înseamnă că nu ai diluție de ulei prin faptul că se spală cu ajutorul motorinei și se depune în baie. De asemenea, nu ai un sistem foarte complex de filtre de particule care să necesite acele regenerări active prin suprainjecție de motorină, fie ca post-injecție, fie ca injecție suplimentară direct în acel filtru, și n-ai EGR, deci motorul merge curat. Deci încă există șansă pentru motorul termic și vă dați seama că aplicațiile astea sunt pe drum public, adică e clar că n-ar fi fost omologate dacă noxele chiar nu erau unele reduse ca valoare. Și asta mă face să cred că cel puțin mult timp de acum încolo, 10-20 de ani, motorul termic încă are speranță de existență. Pentru că electrificarea acum, brusc, nu văd cum ar putea fi făcută ok, adică sunt foarte multe resurse, e un schimb total al industriei care e necesar. Trebuie foarte multe resurse naturale, altfel procesate, e o cerere brusc foarte mare pentru aceste baterii. E și partea de reciclare care va urma la un moment dat. Dar infrastructura, stațiile de încărcare, durata nu neapărat, pentru că ele sunt făcute să meargă într-o buclă închisă, nu te duci până la nădlac cu un tir electric, doar că trebuie să existe și segmentul ăsta și cred că este abordarea asta pe care au avut-o japonezii. Hai să lansăm în piață toate tehnologiile, benzină, motorină, hidrogen alimentat în motor termic, hidrogen pe pilă de combustie la mașină electrică, electric, gaz metan,
comprimat, lichefiat, tot felul de detalii din astea și lumea să aleagă varianta care este mai bună. Până la urmă, uite, ca producător, uite-le aici, ai toate tipurile de propulsie posibilă, așa că viitorul sună bine, precum zicea Nokia, deși, da, e industria auto într-o, să zic, perioadă sumbră, dacă am putea să spunem așa, pentru că sunt foarte multe restricții și limitări impuse de niște entități care nu sunt din domeniu. Adică politicieni care zic trebuie să facem, dar nu spun cum ar trebui făcut și nu dau o direcție. Și așa, părerea mea ca umil privitor este că e un push fanatic care n-ar trebui să fie. Și asta polarizează lumea. De asta e zis și atâta gâlceavă pe internet. Întotdeauna electricele sunt numite petarde, mașinile diesel sunt numite cotețe și sobe. Uneori pe bună dreptate în ambele cazuri, dar cred că dacă ar fi mai multă înțelegere și documentare, ar fi lucrurile puțin mai clare pentru toți și acceptată situația mai bine. Dar, ca să închei, eu unul personal nu cred într-o electrificare totală, dovadă că încă se dezvoltă motoare termice la toți producătorii. Ar fi interesant să vedem niște aplicații hibride, așa cum au lansat și alții, dar nu sunt întotdeauna cele mai sustenabile și e vorba de, până la urmă, în final, în domeniul transporturilor, contează cât costă să se învârtească roata. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine, așa că metoda aia care va fi cea mai ieftină și sustenabilă și ușor de procesat întreținut, va fi cea câștigătoare. Dar doar timpul o să poată să spună chestia asta. Așa că asta lui ego pe limba locului, așa cum am început și intro, și ne auzim în zona de comentarii prin scris.